Meci interzis cardiacilor la Arad între UTA și Universitatea Craiova. Ardenii au început în forță, iar în minutul 7 conduceau deja cu 2-0. Cele doi s-au întâlnit și în cupă, să vedem însă această acțiune a lui Diego Rodriguez. Gol 1-0 pentru UTA. Golul este valabil chiar dacă portarul era reșit. Înscrie Mikovski. Să vedem dacă nu este pe undeva vreun offside. Mikovski înscrie, ar fi al 5-lea gol al lui Mikovski, care la un moment dat a avut 3 etape la rând cu gol înscris, cu Farul, cu FC Craiova și Dinamo. Să nu anticipăm, să așteptăm reluările, să vedem dacă Diego Rodriguez, în primul rând, a fost în poziție regulamentară. Da, aici este poziție regulamentară, pătrunde Diego Rodriguez. Centrare, da, și sunt clar doi oameni mai aproape de linia porții decât Mikovski, golul este clar valabil. Fotbalistul împrumutat de la Rapid înscrie încă o dată, început perfect pentru UTA. Marcat Marcovici și Colici la Craiova. Bayaram a reușit o dublă, încă o ocazie imensă, 2-0. Același Mikovski sau autogol Raul Silva, pasa lui Cooper. 2-0 pentru UTA, dezastru pentru Olteni. Să vedem însă dacă este Mikovski sau este Cooper, nimeni nu s-ar fi gândit. Nici cel mai optimist suporter al Ardeilor nu se putea gândi la un asemenea rezultat. N-a dat niciodată două goluri în primele 5 minute. În minutul 40, tabela a indicat chiar 3-0, dar golul gazdelor a fost anulat de VAR pentru offside. 5 minute mai târziu, Nicușor Bancu a redus din diferență. Ștal în poziție regulamentară, în care este însă doar Pop. Căpățână, ce greșeală face Căpățână, uluitor! Uluitor și este 3-0, gol magnific înscris de Abed. Singura întrebare care poate să existe este dacă nu cumva a fost offside la Ștal. Acolo avem o semn de întrebare. Aici este momentul. Ia să vedem. Cred că este offside. Golul va fi anulat. Golul Freitas va fi anulat. Rămâne 2-0. La cum văd eu, aici este offside, așa cum am bănuit că este posibil la Ștal. Da, offside. Clar. Ok, decizia era destul de... era normală. Întrebarea este de ce am stat 4 minute pentru o fază care se vede cu ochiul liber. Mitriță, Banco! Și asta este fotbalul. Cât de mică este diferența între 3-0 și 2-1. Exact ceea ce-i trebuia Craiovei, acest gol. 2-1 scrie Banco. Imediat după pauză, Curtic a ratat un penalti pentru Olteni, însă aceștia au egalat în minutul 76 prin Mitriță. Curtic! În transversală, în opinia mea se face dreptate. Șut deviat, 2-2, cât noroc are Craiova, 2-2, minutul 76. Execuția lui Lizuri deviată de unul dintre apărători.